Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că țara sa este pregătită să coopereze cu Partidul Republican dacă Donald Trump va fi ales din nou președinte al Statelor Unite. Liderul de la Kiev a spus astfel că nu se teme de o posibilă victorie lui Trump la alegeri. Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп буде стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь. Україна просто ми в війні, ми емоційні, і коли є невизначеність, а дійсно республіканська партія вона різна. Є такі яструби, які меседжі, яких вони більш такі праві або більш радикальні, напевне, але хочу вам сказати, більшість республіканської партії підтримує Україну і народ України. Președintele ucrainean a detaliat că a avut întâlniri cu mulți dintre membrii marcanți ai Partidului Republican pentru a dezvolta relațiile cu formațiunea care îl susține pe Trump pentru un nou mandat la Casa Albă. У мене була зустріч з великою кількістю губернаторів, саме республіканців. З великою повагою, я не знаю, чи ви знаєте, чи чули або бачили, з великою повагою вони відносять до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати в незалежності, який буде результат, а саме який буде вибір народу Сполучених Штатів в листопаді. Comentariile sale vin la câteva zile după summitul NATO de la Washington, unde aliații au afirmat calea ireversibilă a Ucrainei către aderare, precum și o finanțare de 43 de miliarde de dolari pentru anul viitor. Potrivit președintelui ucrainean, sprijinul convenit nu va fi reconsiderat, indiferent cine este președintele Statelor Unite. Anterior, la începutul lunii iulie, Zelensky a declarat că este pregătit de o întâlnire cu fostul președinte american și că îi va cere să-și dezvăluie planul pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, astfel încât Kievul să știe ce riscuri implică acesta. Donald Trump a criticat mult timp ajutorul acordat de SUA Ucrainei, iar influența sa asupra Partidului Republican a contribuit la blocajul de luni de zile din Congres cu privire la ajutorul SUA pentru Ucraina. În campania electorală, Trump a declarat în repetate rânduri că ar putea pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore, dacă va fi ales președinte, fără a preciza pașii pentru încheierea unui acord de pace între Kiev și Moscova.